Procurorii anticorupție au descins ieri dimineață la vila lui Dorin Tașcău din municipiul Târgu Jiu, iar mai apoi s-au mutat la biroul acestuia din Consiliul Județean Gorj. Au fost solicitate documente pe bandă rulantă, angajația instituției fiind surprinși și intrând în biroul lui Tașcău. Timp de mai bine de 5 ore au petrecut oamenii legii în instituție, iar mai apoi au plecat cu saci de documente. Ancheta instrumentată de procurorii structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție vizează posibile fapte de corupție prin firme la care Tașcău este asociat sau sunt deținute de membri ai familiei. Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj a declarat la finalul perchezițiilor că se caută documente pentru a dovedi o stare de incompatibilitate. Nu pot să spun că mi se aduc acuzații. Deci deocamdată este o anchetă în REM, se caută documente pentru a dovedi, să vedem ce anume doresc să dovedească. E vorba de, cred că e ceva legat de incompatibilitate. Dar rămâne de văzut, pentru că ghidul de incompatibilități prevedea clar anumite lucruri și eu cred că nu e. Deocamdată nu cred că se poate dovedi așa ceva. Dacă se va dovedi prin acte că am făcut vreun lucru incompatibil cu funcția, vom vedea. Dar atât. E legat doar de incompatibilitate. Am văzut că au fost foarte multe documente ridicate. Da, au ridicat tot ce au vrut să ridice. Documente legate și de activitatea din Consiliul Județean și de alte activități economice, ca să zic așa. Cu numai o lună în urmă, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Dorin Tașcău, a obținut un contract de 1,7 milioane de euro, adică 87 de miliarde de lei vechi, de la primarul Aristică Coiculescu, proaspăt trecut de la PNL la PSD. Contractul vizează refacerea școlii din Arcani și este în mod evident supraevaluat.